Din păcate, asistăm la o premieră tristă. CS Satu Mare nu va fi reprezentat de nicio sportivă la această competiție. Din motive deja cunoscute, sătmărencele crescute de Francisc Cisar nu au putut fi păstrate la club și au ales condiții mai bune de salarizare și pregătire la Steaua sau Dinamo. Este cazul spadasinelor de lot național Simona Pop și Greta Vereș, acum la Steaua, respectiv Amalia Tătăran, transferată la Dinamo. Sunt foarte supărat, de mulți ani nu am mai lipsit de la naționale de senioare. Eu am tot tras semnale de alarmă, dar din păcate fără ecou. Unele sportive s-au retras, cum ar fi Bianca Oro, Sevelin Stepper sau Ana Drăgușin, iar vârfurile ultimelor generații au ales alte cluburi cu pretenții, ne-a declarat antrenorul Francis Cisar, care se consolează cu ideea că măcar la băieți mai sperăm la medalii, cu atât mai mult cu cât turneul final al campionatului național de seniori va avea loc la Satu Mare la sfârșitul lunii. Avem o generație tânără foarte bună, dar trebuie să avem răbdare la fete. Pentru un campionat de senioare, spadasinele noastre sunt mult prea crude și nu merită să riscăm deocamdată, a mai adăugat tehnicianul sătmărean. Vă reamintim că în 2013 titlul la individual a fost cucerit de Ana Maria Brânză, urmată de Maria Udrea, Diana Donoiu și sătmăreanca Amalia Tătăran. La echipe podiumul de anul trecut la spadă senioară a avut următoarea alcătuire: locul 1 CSEA Steaua, locul 2 CSU Craiova, locul 3 CSM Oradea. De menționat că în lotul național de spadă avem două sătmărence, Simona Pop și Amalia Tătăran, cu șansă de participare la Jocurile Olimpice de la Rio. Trist e că nu am știut nici data aceasta să le păstrăm și să ne păstrăm acasă adevăratele valori.